nu este o geacă de piele, este un semn al rebeliunii. Chiar dacă este asociată cu motocicliști și piloții, nu este de mirare că jacheta de piele a înregistrat un succes fulminant și în lumea modei. Inițial a fost purtată de piloții militari germani în perioada celor două războaie mondiale. De-a lungul anilor 30 și 40, americanii le-au urmat exemplul și au făcut din jachetele de piele uniforme standard, atât pentru trupele americane, cât și pentru ofițerii de poliție. În America, gecile de piele ale aviatorilor au ajuns să fie cunoscute drept bomber jacket, pentru că erau purtate de piloții bombardierelor. Pe lângă faptul că era funcțională, arăta și bine, motiv pentru care nu a durat mult până să ajungă și în garderobele cetățenilor. Motocicliștii au fost primii care au observat valoarea utilitară a acestui articol. Meritele îi sunt atribuite lui Irving Schott, care în anul 1928 a proiectat prima geacă de piele la care a atașat fermoar metalic și curea. Designul lui Shot, numit Perfecto, a fost distribuit inițial de Harley Davidson. Perfecto a devenit în scurt timp armura purtată de bandele răzvrătite de motocicliști. În 1953, imaginea rebelă a motocicliștilor a fost ambalată cinematografic în pelicula The Wild One, cu Marlon Brando în rol principal. Power look cu jachetă de piele a avut un magnetism puternic în rândul tinerilor care imediat au adoptat imaginea iconică de Bad Boy, exact cum era numit și Marlon Brando pe marele ecran. În anii 80, legendele muzicii rock și punk, precum Billy Idol, Blondie și The Ramones, au contribuit enorm la popularizarea deja celebrei Perfecto. Imaginea de forță brută și autoritate încorporată într-o jachetă de piele este ceea ce o face să fie atât de atrăgătoare și seducătoare. De mai bine de un secol, geaca de piele scoate în evidență purtătorul printr-un impact vizual puternic, o trimitere simbolică la forță și un look cool.